Ediția festivalului, participanții în concurență au fost urmăriți și apreciați de un juriu de specialitate în componența dr. George Planianin, președinte, profesoarele Roxana Cinci și Albina Cresu Șublea, membre, care a acordat premii, din care scoatem în evidență doar unele. La categoria formații corale, locul întâi a obținut corul Bisericii Ortodoxe Române din Satul Nou. La categoria grupuri vocale, locul întâi a cucerit grupul de vocal feminin al ansamblului din Satul Nou. La categoria orchestre, locul întâi a revenit orchestrei de muzică populară din Satul Nou. La categoria suite de dansuri, locul întâi împart formațiile de dansuri din Uzdin și Satul Nou. La categoria soliști instrumentiști, Sava Banieș din Dolave, Dorel Marianu din Logoni și Sebastian Bogdan din Satul Nou au obținut locul întâi. La categoria soliști vocali, premiul întâi a revenit lui Vanessa Crețu din Uzdin, Cristina Mic din Satul Nou și Daniel Colojoară din Coștei. Deținătorul marelui premiu la actuala ediție a prestigioasei emulații muzicale a fost ansamblul folcloric din Satul Nou. Manifestarea a reunit în cele 4 zile un număr impozant de participanți, iar gazdele festivalului au dat dovadă de ospitalitate.